Presa liberă trecere. Bună seara, dragi telespectatori! Suntem din nou la Presa liberă trecere și vă invit să urmăriți o ediție specială în care discutăm despre această perioadă, despre Sfintele Sărbători de Paști. Cum ne pregătim pentru învierea Domnului Iisus Hristos, cum se raportează copiii la viața spirituală, dar și ce rezultate au obținut elevii din municipiul Râmnicu Sărat la Olimpiada de Religie, aflăm în ediția de astăzi. Avem trei reprezentante invitate din partea școlii gimnaziale numărul 1 din Râmnicu Sărat. Este vorba de doamna Adrian Drăghici, profesor de religie. Domnia sa este însoțită de două dintre elevele unității de învățământ, este vorba de Radiana Pârvu și Andreea Olteanu. Le spunem bun venit și mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Doamna profesor, eleva Pârvu Radiana este eleva pe care o coordonați la clasă, la disciplina religie. Iar eleva Andreea Olteanu este eleva îndrumată de doamna profesor Marinescu, profesor de religie în cadrul școlii gimnaziale numărul 1. Două eleve cu rezultate bune, după cum ne-ați vorbit mai devreme. Vom vorbi despre Sfintele Sărbători de Paști, cum este văzută aceasta sau simțită sărbătoarea Învierii Domnului în sufletul celor mici. Înainte de toate, suntem în săptămâna altfel. Cum se desfășoară o oră de religie în această săptămână? În această săptămână nu avem doar o oră de religie. Sunt activități cu tematică religioasă, mai ales legate de perioada aceasta a postului Paștelui, florile și apoi învierea Domnului. În perioada aceasta am mers cu copiii la biserică, aceasta este principala activitate. Chiar în sâmbătă aceasta am mers cu o parte dintre ei la spovedit pentru a se împărtăși în Duminica Floriilor. Apoi, în timpul săptămânii acesteia, am demarat un concurs cu Hristos spre înviere, un concurs județean, este primul an în care îl desfășurăm ca și concurs județean și aici am primit mai multe lucrări cu tematică literară sau arte plastice din școli din Râmnicu Sărat și chiar din împrejurimi, din școlile de la țară, din localitățile din împrejurimi. Am evaluat o parte dintre lucrări și vor primi copiii diplome cu premii potrivit rezultatelor lor. Am sesizat și din statisticile oferite de Inspectoratul Școlar Județean și din ce vedem la nivel național că foarte mulți copii vor să participe la olimpiadele de religie. Chiar avem un număr masiv de elevi care optează pentru această disciplină. Da, s-a constatat la nivel județean, la Olimpiada de Religie, și faza locală, și faza pe școală, faza locală și apoi faza județeană. De obicei participă foarte mulți copii. Asta știm de la școala organizatoare, școala Sfântul Apostol Andrei din Buzău, unde de obicei se ține Olimpiada de Religie. Este o olimpiadă care impune destul de multă pregătire, talent și talent literar, cunoștințe religioase deosebite, putere de argumentare, de sinteză și elevii noștri s-au remarcat cu rezultate foarte bune. Avem la nivelul școlii pe eleva Olteanu Andreea care va merge la faza națională la clasa 6-a și la clasa 5-a Pârvu Radiana premiul 3 și clasa 7-a Cane Matei premiul 3 și mai avem Morogan încă o fetiță la clasa 6-a a doamnei Marinescu, Gabriela, care la fel are premiul 2, premiul 3.
Da. Elevii din municipiul Râmnicu Sărat s-au afirmat de multă, multă vreme și în cadrul olimpiadelor de religie, mai ales elevii școlii gimnaziale numărul 1, dar oricum am discutat frecvent cu dumneavoastră despre această disciplină, probabil sunt și alți elevi din școlile râmnicene și spuneați dumneavoastră că Andreea Olteanu va merge la faza națională, la iar Radiana Pârvu s-a clasat pe locul 3. Vă rog. Și vor fi recompensați de către Arhiepiscopie în sâmbăta aceasta, sâmbăta din ajunul florilor, cu o excursie la București, vor viziona o piesă de teatru, vor merge la Muzeul Antipa și nu mai știu exact ce vor mai face în continuare, dar toți copiii premiați și cei cu mențiune, toți vor merge. Și spuneam că sunt copiii foarte buni, așa cum am spuneat și înainte de a începe noi filmarea, copii care participă și la alte concursuri școlare, la alte olimpiade, copii care stăpânesc foarte bine limba și literatura română. Da, au fost. Radiana știu că a fost la limba și literatura română, faza locală și faza județeană. Da. Și să ne spune și Andreea la ce concursuri școlare a mai participat. Am fost la preolimpiada de franceză și voi urma să merg și la concursul județean George Emil Palade, concursul de la biologie. Deci biologie, franceză, religie, din mai multe arii. Și da. Matematică. Elevii excepționale întotdeauna se lansează în mai multe activități. Andreea, pe 2 mai spuneai, da, va urma să participi la faza națională, la Olimpiada de Religie, mult succes. Mulțumesc. De ce îndrăgești această disciplină? De mică mi-a plăcut să merg la biserică, iar școala mi-a dat oportunitatea de a-mi dezvolta cunoștințele și să-mi formez niște deprinderi și să aprofundez mai mult trăirile religioase. Îmi place foarte mult religia și mă regăsesc așa, îmi place foarte mult. Te ajută această disciplină, studiind foarte mult, te ajută ca om, da? Da. Foarte important în da. Formarea ta. Radiana, tu? Eu am mers la Olimpiada de Religie pentru că am știut că acolo pot să câștig un premiu, că subiectele mi s-au părut destul de ușoare și am lucrat și cu doamna de religie. S-au părut subiectele foarte ușoare. Vorbeam cu doamna profesor mai devreme că sunt subiecte destul de serioase, dar înseamnă că îți place atât de mult această materie și ai aprofundat și tot studiezi, încât da. Pentru tine subiectele nu sunt atât de dificile. Cum ți se par orele de religie în săptămâna altfel? Mi se par foarte frumoase activitățile la care am participat. Am participat la concursul Hristos spre Înviere, am făcut o compunere legată despre această temă, am mers la biserică, am făcut la clasă un afiș cu niște ouă, l-am colorat și am scris fiecare numele nostru și le-am lipit într-un coș. Unele colegele de ale mele au participat și ele la acest concurs și au făcut niște desene. Activități da. Altfel, da. Frumoase, interesante. Trebuie să le mai precizăm telespectatorilor un lucru. Tu cânti la chitară, da? Ei cursuri de chitară. Vreau mai târziu să îmi spuneți care va fi traseul vostru profesional, ce vă veți dori pe mai departe, dar îmi va spune și Andreea cum este în săptămâna altfel. Da, și noi participăm la proiecte inițiate de Arhiepiscopie, ne spovedim și împărtășim, participăm la activități catehetice și artistice. De asemenea, eu sunt membru a corului Menestrelii, care va cânta colinde de flori la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și
Am făcut foarte multe lucruri, activități foarte frumoase. Cor coordonat de doamna profesor Marinescu și doamna profesor Manolache se mai ocupă. Deci cele două doamne coordonează corul. Cu ani în urmă ne-au vizitat aici la Presa Liberă Trecere. Doamna profesor, cum este simțită, văzută, privită sărbătoarea Învierii Domnului de copii? Copiii iubesc sărbătoarea Învierii Domnului, la fel ca și Crăciunul de altfel. O așteaptă cu nerăbdare. Se pregătesc, în primul rând când îi întreb, se gândesc la partea aceasta în condeiriu ouălor, a tradiției cozonacilor, a bunătăților de Paști. Unii dintre ei însă răspund de la început prin spovedanie, împărtășanie, să fim mai buni, unii chiar reușesc să țină post, dar am accentuat faptul că postul de fapte rele este mult mai important. Ce bombonică nu cred că este pedepsită. Să încerce să vorbească frumos unii cu alții, să fie mai toleranți, măcar în postul Paștelui, să facem acest exercițiu. Clar, la începutul postului le-am amintit, postul trece foarte repede, ei calculează cât mai este până la Paști. Majoritatea iubesc noaptea de înviere, nu știu cât merg în timpul anului la biserică, la Sfânta Liturghie, dar când este vorba de Sfintele Paști, se împărtășesc majoritatea și merg să ia lumină, să ia Sfânta Lumină în noaptea de înviere. Deniile la fel sunt o bucurie pentru copii, prohodul Domnului, citirea celor 12 Evanghelii. Amintim toate aceste lucruri înainte de a veni vacanța de Paști, să fie reîmprospătată informația și semnificația tuturor actelor și gesturilor religioase pe care le fac. Și o mare bucurie când cei mici trec pe sub masa sfântă. Da, pe sub masă și de fiecare dată le reamintesc să nu uităm că nu este așa un gest fără semnificație, ci deasupra este Sfântul Epitaf, adică icoana cu punerea în mormânt a Mântuitorului și ne ducem ca la un prieten drag care a murit, dar cu speranța învierii, cu lumânări, cu flori și trecem pentru a fi binecuvântați, fiind Fiul lui Dumnezeu, acest prieten al nostru. Și voi vă aflați și în vacanța de primăvară, în săptămâna mare și săptămâna care urmează Sfintelor Sărbători de Paști. Așa că veți avea timp, dorind să văd că există din partea noastră, de a merge la Sfânta Biserică. Cum vei pregăti Sfintele Sărbători, cum sunt trăite în familia Radianei Pârvu? De sărbători noi mergem seara la înviere să luăm lumină. A doua zi mergem, cea de-a doua înviere, ne întoarcem acasă, mama pregătește masa și sărbătorim cu rudele noastre, prietenii. O sărbătoare în familie. În general, Sfintele Sărbătorii Ortodoxe se petrec în familie, așa cum și Crăciunul, nașterea Domnului, este sărbătoarea familiei și de învierea Domnului. Ne întâlnim toți în jurul mesei, îmbelșugate, frumos aranjate de mămici, așa cum spune Radiana. Andreea? Participăm și noi la slujba de înviere, luăm lumină, o atmosferă foarte frumoasă. Apoi mergem acasă, participăm și la celelalte slujbe de înviere. Apoi mama pregătește mâncare, cozonaci, ouă și alte bunătăți. Și o sărbătoare în Paștele împreună cu bunicii noștri, mergem la ei, mai discutăm despre ce mai facem și e foarte frumos.
În familie nu ne uităm rădăcinile, nu ne uităm bunicii, care au un rol foarte important în viața noastră. Spuneai că mama pregătește masa, o ajuți, te implici? Ești un om de nădejde în familie, să înțeleg. Radiana, dai o mână de ajutor în această perioadă? Mămicile sunt foarte ocupate. Da, o ajut la înroșirea ouălor și la pregătirea mesei, când trebuie să așeze farfuriile, șervețelele, tacâmurile. O aveam invitată în ediția trecută pe doamna profesor Grațiela Rusu, bibliotecar în cadrul Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Râmnicu-Sărat, și încercam să aflu de la domnia sa dacă în această zonă a Râmnicului mai sunt păstrate tradițiile, tradițiile sărbătorii de Paști. Da, sunt cu siguranță păstrate. Înroșitul ouălor de Paști, cred că este o tradiție generală în toată țara. La fel și prepararea cozonacilor, Pasca de Paști. Aici Pasca, la Pasca ne putem gândi la Pasca aceea pe care ne-o dă părintele la sfârșitul slujbei, numită în unele regiuni și Paști. Anafură stropită cu vin și cu aghiazmă, un simbol al Sfintei Împărtășanii, care se ia în dimineața celor trei zile de Paști, și Pasca aceea preparată de toate gospodinele, din cocă de cozonac sau chiar cocă simplă de pâine, împletită frumos cu semnul crucii și cu brânză dulce, cu stafide. Sigur, dacă stăm să ne gândim, fiecare element și din această Pască are semnificație spirituală. Crucea, clar, ne duce cu gândul la jertfa Mântuitorului, iar coroana aceea împletită, de jur împrejur, coroana de spini a Mântuitorului Iisus Hristos, iar dulceața ei ne duce cu gândul la dulceața învierii, a bucuriei. De fapt, toate bucatele, bogăția lor, bunătatea acestora ar trebui să simbolizeze bogăția darurilor lui Dumnezeu și bogăția noastră sufletească, toată masa îmbelșugată de Paști. N-ar trebui să rămână numai la partea aceasta materială, de belșug fizic, trupesc, ci să ne ducă cu gândul la bogăția spirituală și la bogăția darurilor lui Dumnezeu. Și atunci când merg bunicile, mămicile la biserică cu panerul cu ouă, cu cozonac, cu pască în noaptea de înviere, merg pentru a fi binecuvântate de preot ca un prinos adus de mulțumire pentru făină, pentru ouă, pentru miere mai de mult, acum zahărul. Găsim în toate, sigur, simbolul. Nu știu cât mai înțelegem noi din toate acestea astăzi, dar era întrebarea care facem, urma să o adresez. Ce mai înțelegem? Ce înțelegem noi, ce înțeleg copiii? Da. Dacă li se explică, dacă citim, că astăzi găsim surse de informare, dacă ne interesează, sigur, încondeiatul ouălor nu este la îndemâna oricui, cu ceară de albine, cu ei, și apoi motivele acelea tradiționale, care fierul de plug, grâul, strugurele, crucea, s-au mai pierdut. Dar copiii se bucură și atunci când fac o acuarelă sau când pun frunzulițe de vegetale și... Și ne amintim că în casele bunicilor noștri nu existau aceste substanțe pe care le folosim noi astăzi, în prezent. Da, bunica apela și tot mai apelează la alte metode, dar în mediul urban ne tot concentrăm atenția pe aspectul comercial. Dăm fuga în raftul magazinului, găsim ceva și folosim. Da, important este să încercăm noi să... cu ce avem să lucrăm, cu alături de copii,
să facem aceste lucruri și cu ei numai să cumpărăm, parcă nu simțim că vine sărbătoarea. Dacă nu, migălim și noi. Sau o icoană, sau un paneraș cu... Așa cum vedem și în desfășurarea emisiunii, în desfășurarea dialogului nostru, imagini pe care ni le-a trimis doamna profesor Marinescu, imagini cu personajele biblice, imagini cu Iisus pe cruce, imagini pictate chiar de elevii școlii gimnaziale numărul 1. Da, au fost pictate cu ocazia acestui concurs județean cu Hristos spre înviere. Am primit, cum v-am spus, destul de multe lucrări și am reușit să scriem și diplomele ca să-i recompensăm măcar cu atât pe copii și au fost foarte doritori să participe. Din nou, numărul putea fi foarte, foarte mare, însă da, a fost o limită a numărului participanților. Deci avem copii talentați și la arte plastice. Radiana, ai pictat? La desen a trebuit să aducem un ou și să-l pictăm. Am pictat un ou și doamnei de desen i-a plăcut foarte mult. În cadrul orei de desen ați realizat picturile, da? Urmează să pictez o icoană cu Sfânta Filoftea. De ce Sfânta Filoftea? Este de la proiectul, când am mers la biserică, a trebuit să alegem o icoană și eu am ales această icoană pentru că mi-a plăcut foarte mult și știu și povestea. Povestea de viață a Sfântei Filoftea. Andreea Olteanu? Eu am și ne-am pictat un ou de Paști. L-am decorat cu flori și culori simbolistice învierii Domnului. Am făcut un eseu pentru concursul județean cu Hristos spre înviere și numele eseului Bucuria învierii, care m-a ajutat să-mi dezvolt creativitatea și să folosesc termenii literari și religioși deopotrivă. Pentru realizarea, elaborarea eseului, tu ai fost nevoită să te documentezi. Da. Lucru pe care îl faci de la ce vârstă? De la ce vârstă citești tu și mai ales cărți biblice? Păi cam pe la vârsta de 7 ani, cam așa. Ai putea să le spui și telespectatorilor noștri, colegilor tăi, să le recomanzi câteva cărți? Poate sunt doritori, poate sunt interesați, poate sunt părinți telespectatori care vor să le recomande mai departe celor mici. Mi-a plăcut foarte mult viața Sfântului Siluan Atonitul. Este foarte frumoasă. Este și o carte, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Crinul Moldovei, e foarte frumoasă, de la editura Nepsis. Să nu spunem editura. Sunt cărți pe care tu le găsești în rafturile bibliotecii de la școală? Sau cărți pe care le comanzi, le primești de la părinți, de la familie? Așadar, avem sursă pentru a ne informa și în acest domeniu, mai ales acum, mai ales în această perioadă în care suntem liberi. Trebuie să ne bucurăm că nu mai este interzis mersul la Sfânta Biserică și nimeni nu ne poate lua acest drept. Sigur, avem destule surse, librăriile sunt pline și de literatură religioasă ortodoxă, scrieri ale sfinților bisericii noastre, scrieri mai vechi, scrieri contemporane. Mica Biblie a apărut, Mica Biblie pentru copii, cu imagini de la diferite edituri, cu diferiți autori. Așadar, copiii au și cei mai mici și cei mai mari ce lectura, ce citi. Cu siguranță numai să-și dorească și să mai rupă din timpul dedicat altor activități legate de tehnologie. Sau să folosească și tehnologia în interesul lor. Da. Sunt atâtea materiale, sigur, video, atâtea filmulețe, pilde care pot ajuta. Da, sunt și video și audio, foarte multe. Timp să fie și dorință să le asculte sau să le vadă.
Și oricum acum ei sunt la vârsta la care sunt angrenați în foarte multe proiecte și pictează și religie și matematică și biologie. Foarte multe. Spuneam că o să vă întreb ce vreți să deveniți atunci când veți fi mari. Radiana? Eu vreau să fiu învățătoare. Îmi place foarte mult, mai ales la clasa 0, să le dau copiilor să coloreze. Formă de la clasa 1 să învăț alte lucruri și să facem serbări la care să cântă cu chitara și dacă e să am și un copil care să cânte la clasa acolo. Frumos creionat visul Radiane. Își dorește să-i formeze pe cei mici, să le insufle pasiunea ei pentru muzică, pentru chitară. Să dea Dumnezeu să avem dascăli de valoare pe viitor. Andreea? Eu îmi doresc să devin profesoară de religie. Tot cadru didactic, da? Da, îmi place foarte mult să mărturisesc despre Domnul nostru Iisus Hristos copiilor și să cântăm colinde, să cântăm diferite cântări religioase, să mergem la biserică, să-i învăț așa despre Domnul nostru Iisus Hristos, despre toți sfinții și e foarte frumos. Mie îmi place. Se vede. Se vede pe chipul vostru. Doamna profesor, cât de necesară este o educație religioasă astăzi, în 2019, pentru un tânăr? Educația religioasă consider că este foarte importantă. Ea pune bazele unui comportament și unei atitudini adecvate față de situațiile, diferite situații din viață. Cunoștințele religioase și credința în Dumnezeu sunt necesare nu numai pe perioada cât copilul este la școală, și dincolo de școală, toată viața. E nevoie atât pentru echilibrul lui sufletesc, echilibrul lui interior, pentru a avea o verticalitate și a putea ști ceea ce este bine și ceea ce este rău, și pentru a-și cunoaște rădăcinile, cultura. Nu poți să fii român sau european fără să știi ce înseamnă a fi creștin, să cunoști religia creștină, să știi despre viața și să-și cunoști învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Cultura ta e legată sigur de religie. Dacă nu îți cunoști religia și nu ești un om religios, nu poți fi un om complet. Eu așa consider, din punct de vedere cultural și nu numai spiritual. Și unde învățăm mai bine despre moralitate decât în Sfânta Biserică? Da. În această legătură a noastră cu Biserica ar trebui să fie permanentă. De acolo vine izvorul Harului, de acolo vine puterea. Din Sfânta Liturghie, din împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, consider că este foarte important ca toți copiii de mici să fie duși și să primească Sfânta Împărtășanie, să țină legătura cu Sfânta Biserică. Noi, școala, avem de fapt două proiecte acum legate de relația biserică-școală, cu Hristos spre înviere, acesta inițiat de școală, și cel al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei legat de sărbătorile de înviere. Cu această ocazie, activitățile la biserică au fost ținute de preoți. Am înțeles că în mai multe biserici din Râmnicu Sărat mi-au spus copiii că merg și participă la cateheze. De fapt, niște ore de religie un pic altfel, în alt mediu, ținute de preoții de la bisericile respective. Urmează cursul postului, doar pe perioada postului Paștelui, explicând Evanghelia și pildele și învățăturile din zilele, din duminicile respective, din fiecare săptămână a postului. Și la sfârșit va fi un concurs cu
de pictat icoane, că tot a fost Duminica Ortodoxiei în acest post. Și pe 2 mai vor merge într-o excursie la mănăstirile din Vrancea, o excursie tot așa gratuită, dăruită acestor copii de, în cadrul acestui proiect susținut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Vrancea, un ținut foarte bogat, o zonă care ține foarte mult la tradiție, la origine, la ce suntem noi ca cei care îl urmăm pe Mântuitorul Hristos, ca să evit cacofonia. Deci școala și biserica vor fi împreună de Paști. Da, sigur. Am început cu postul, cu floriile, când va cânta corul școlii, corul Menestrelii, cu împărtășirea copiilor care care s-au spovedit sâmbătă. Așa i-a anunțat părintele că duminică de florii se vor împărtăși. Apoi, pe 2 mai, în Săptămâna Luminată, cu excursia aceasta la mănăstirile din Vrancea. Iar formarea spirituală a tânărului are loc, bineînțeles, în Sfânta Biserică. De fapt, se desăvârșește în Sfânta Biserică, dar începe acasă, în familie. Dar, Adriana? Da. La mine, tatăl meu este preoș și mergem la biserică. Am ținut și eu post în postul Sfintele Paști. Nu a fost chiar așa de greu. M-am putut să mă abțin de la dulciuri, mergem la biserică în fiecare duminică. Și așa cum spunea și doamna profesor, postul de fapte bune este cel mai important, da? Da. Cultivarea bunătății, toleranța față de semeni. Da. Te rog să continui. Este important ca copiii în post să facă fapte bune, să se comporte frumos, să vorbească frumos unii cu alții, să nu se bată, să nu adreseze cuvinte urâte. Să evităm gândească, pe cât posibil, da? Da, să se gândească că este post și trebuie și ei să țină o săptămână, poate, sau câteva zile, este important. Andreea? Noi mergem și noi la biserică. Eu particip și la ore de cateheză. Învățând mai multe despre învierea Domnului, o să participăm și la Deni, în Săptămâna Mare. Am ținut și eu post și încerc prin post să fac cât mai multe fapte bune, să încerc să nu mai păcătuiesc așa de mult și încerc să-mi învăț și colegii să facă și ei fapte bune, să nu se mai supere așa unii pe alții, să nu se mai certe așa mereu și să fie mai buni între ei. Andreea, cum crezi că ar fi ideal să procedăm atunci când ne aflăm, intrăm într-un conflict cu cineva? Cu o persoană dragă, cu un coleg de la școală? Ar trebui să încercăm să îi împăcăm și să nu accentuăm acel conflict și ar trebui să ierte acei oameni care sunt în conflict, să ierte între ei, pentru că e mai bine să ierți decât să te răzbuni pe cel care ți-a greșit. Adevărat. Adevărat și ar trebui să ținem cont toți, nu doar cei mici, pentru că discutăm despre proiectele pe care Unitatea de Învățământ le demarează pentru cei mici. Sunt foarte multe proiecte demarate în unitățile de învățământ, proiecte care ne îndeamnă să cultivăm toleranța, să spunem nu violenței, conflictelor. Ai participat, Adriana, la astfel de proiecte? Că nu am participat, dar avem o oră de educație socială în fiecare săptămână și acolo ne vorbește doamna să nu mai vorbim urât, să nu ne mai certăm, să fim buni.
De la un cuvânt, într-adevăr, aruncat într-o situație conflictuală, poate degenera totul. Spuneam că școala și biserica vor fi împreună de Sfintele Paști. Alte acțiuni pe care le veți demara până la finalul acestei săptămâni? După aceea ne bucurăm de vacanță. În această săptămână, în cadrul școlii noastre, se vor desfășura și câteva excursii. Vom merge la Salină, în Prahova, chiar mâine, și cu siguranță vom vizita și mănăstirile ce vor fi, eu știu, în drumul nostru. Copiii tot așa au mers în excursii, dar la majoritatea claselor a fost cel puțin o activitate dedicată sărbătorii pascale. Copiii au realizat produse, felicitări, tot așa un cont de atouă, chiar ieri s-a desfășurat în școală la cei mici o astfel de activitate și în fața lor au fost vopsite ouăle și chiar au putut să vadă pe viu cum se face acest lucru. Mai sunt, chiar am văzut doamne profesoare care vorbeau de o activitate legată de mersul la biserică, despovedirea copiilor, tot la fel, și îndemnul de a merge la Deni, că nu ne mai vedem în săptămâna viitoare, să meargă la Deni în fiecare seară. De fapt, am amintit că din seara de flori încep Denile până în Vinerea Mare, când așteptăm învierea. Astea ar fi activitățile pe termen scurt. De fiecare dată apar lunar sau chiar săptămânal, apar tot felul de activități. Acum suntem în derularea acestor două proiecte pe care le finalizăm cu Săptămâna Luminată. Profesor, sunt curiozități pe care le ridică, vor să le afle copiii la clasă, la ora de religie? Da, sunt, cu siguranță, da, sunt curiozități, mai ales legate de Vechiul Testament, legate de Arca lui Noe, cum au încăput toate animalele, cât de multe au fost, despre Adam și Eva, cam despre vârsta patriarhilor, faptul că au trăit peste 900 de ani, sunt, cu siguranță, sunt întrebări, sunt curiozități. Răspunsul îl avem din cărțile pe care le citim. Copiii înțeleg, eu îi sfătuiesc să cerceteze mai departe, să își pună întrebări, dar câteodată răspunsul vine și prin credință. Da, o întrebare a celor mici este, când vorbim despre crearea lumii, dar pe Dumnezeu, cine l-a creat? Aceasta este întrebarea permanentă și, sigur, le-am spus, veți înțelege mai târziu. Dacă veți merge la biserică și vă veți dezvolta credința, dar și citind, chiar și filozofie, citind, și veți vedea că în afara timpului există și eternitatea și Dumnezeu nu are nici început, nu are nici sfârșit. Este greu să pricepem cum poate să fie cineva fără început, fără mamă, fără tată, să nu aibă o zi sau un timp al nașterii și da. Probabil indicat ar fi și o discuție cu bunicii. Să întrebăm pe bunicii noștri cine este Dumnezeu, cum se raportează ei la Dumnezeu și găsim răspunsul pe care ni-l dorim. Vreți să mai adăugați ceva? Pentru că ne aflăm pe final de emisiune. Sau să le spunem colegilor, telespectatorilor, care este formula de salut a creștinilor pentru următoarea perioadă. Când cernesc ouăle, spună Hristos a înviat, adevărat a înviat, când se salută tot acest salut îl spun, oamenii atunci sunt bucuroși,
fericiți, merg la biserică, sunt bucuroși că este o sărbătoare foarte mare, Paștele este cea mai mare sărbătoare a creștinilor și o prețuiesc. Andreea? Pentru mine Hristos a înviat, salutul înseamnă vestea îngerului când a vestit-o mironosițelor la mormânt și este un salut care amintește de învierea Domnului și e foarte frumos și e așa un salut care se vede că ești creștin. Și este salutul până la Sfânta Înălțare, da? Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în ediția de astăzi. Am vrut să discutăm despre această perioadă, despre perioada care ne reprezintă pe noi, pe creștini. Mulțumim foarte mult Școlii Gimnaziale numărul 1 din Râmnicu Sărat și celor trei invitate de astăzi, doamnei profesor Adriana Drăghici și celor două eleve. Îi mulțumim Radianei Pârvu și Andrei Olteanu, bineînțeles, și dumneavoastră, dragi telespectatori. Până data viitoare, vă doresc multă, multă sănătate, numai bine, la revedere!